Oamenii de știință au descoperit că în ochi pot fi detectate primele semne ale bolii Alzheimer. Modificările retinei sunt strâns legate de apariția unor boli ale bătrâneții, au descoperit oamenii de știință. Ochiul este fereastra către creier, a spus medicul oftalmolog Christine Greer, director de educație medicală la Institutul pentru Boli Neurodegenerative din Boca Raton, Florida. Poți vedea direct în sistemul nervos, privind în spatele ochiului, prenervul optic și retină, explică ea. Cercetările au explorat modul în care ochiul poate ajuta la diagnosticarea bolii Alzheimer înainte ca simptomele să apară. Boala este mult avansată de momentul în care memoria și comportamentul sunt afectate. Boala Alzheimer începe în creier cu 10 de ani înainte, din primele simptome de pierdere a memoriei, a spus neurologul Richard Isaacson. Dacă medicii reușesc să identifice boala în stadii incipiente, oamenii ar putea să facă alegeri sănătoase de viață și să-și controleze factorii de risc modificabili, cum ar fi hipertensiunea arterială, colesterolul crescut și diabetul, a spus Isaacson. Cercetătorii au colectat monstre de retină și de țesut cerebral timp de 14 ani de la 86 de donatori umani cu boala Alzheimer și deficiențe cognitive ușoare, cel mai mare grup de probe de retină studiat vreodată, potrivit autorilor. Cercetătorii au comparat apoi eșantioane de la donatori cu funcție cognitivă normală cu cei cu deficiențe cognitive ușoare și cu cei cu boala Alzheimer în stadiu avansat. Studiul publicat a constatat creșteri semnificative ale beta-amiloidului, un marker cheie al bolii Alzheimer, atât la persoanele cu Alzheimer, cât și la declinul cognitiv precoce. Celulele microgliale au scăzut cu 80% la cei cu probleme cognitive, arată studiul, relatează adevărul.ro.